Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fiți atenți, ce surpriză am pentru voi. Sunetele lui Petreanu, că n-am mai difuzat de mult. O să difuzăm acum un sunet și dacă ghiciți repede, repede, în 30 de secunde, primiți un premiu. Dacă nu, nu. Deci cine sau ce sau cum este făcut următorul sunet? Mesaje la 0728 3 de 1 3 de 2. Mă rog. Da, este un sunet și o filmare. Este o filmare făcută de o echipă BBC Earth, undeva la capătul pământului. Sfoară, e curcan, balon, sfărăit, strănut, sfărăit. L-au prins pe Zafiu dormind. Arici? Nu, că dacă eram eu... Sfărăit de cățel, sfărăit de pisică. Doarme cineva, curcan nervos. Pentru cine a dormit... Pentru cine a dormit cu domnul Zafiu. Adică există un motiv pentru care noi, când plecăm în deplasare, eu aleg să dorm singur. Sfărăit de porc. Nu ghiciți. Cineva își suflă nasul. Porcă. Mai dă o dată. Tuns iarbă. Urs. Da. Somn de ceva animal. Este cel mai aproape. Somn de ceva animal, într-adevăr. Asta e cel mai aproape. V-a zis că e Zafiu somn de ceva animal. Stai așa, să ne întoarcem. Ia. Cred că e un sfărăit cu fundul. Gabi din Spania ne spune. Deci este sfără așa. E un urs polar, doarme ursul, sfără e foca. E un vulcan, foca. Foca. Deci este un elefant de mare care doarme pe uscat. Și explicați. Elefant de mare nu are trompă? E tot un fel de... Asta este doamna. Elefantița de mare fără trompă. Și practic doamna doarme pe uscat. O parte. Sfărăit de buldog francez. O parte a stângă. Ia uite, cineva cred că are un buldog francez și știe. Morsă. Și când doarme, explicația este așa, că uneori dorm atât de adânc încât fac apnee. Adică leu de mare. Li se oprește respirația în somn. Uh-huh. Și pentru asta, din cauza asta, li se lipesc nările. Și ca să li se dezlipească și să se curețe nările, practic strănută în somn. Ca să li se curețe nările și să poată să respire și să dormă din nou mai bine. Și în imagini este o elefantiță de mare, care mie mi se pare foarte simpatică și drăguță, doarme pe stânga așa, și când strănută, frate, tresare din tot corpul ăla, de cât are ea, vreo 500 de kg de o sânză de focă, și face zgomotul respectiv. Da, mulțumim pentru mesaje. Multă lumea nu poți să difune, adică nu, adică înțelegi, da, că sunt destul de explicite mesajele audio, e dificil de difuzat vreunul la radio în momentul ăsta. Da, da, foarte drăguț. Băi, mi-aș fi dorit atât de mult să fiu naturalist, știi, precum Attenborough, și să pot să umblu prin lume și să interacționez cu animale. Acum, mult timp liber. Avem animale multe în București, în trafic. Eu când eram mic vreau să fiu și Jean-Jacques Cousteau. Așa, și Cousteau, da. Ce frumos. Toată ziua îl vedeam la tele, enciclopedia, și îl invidiam. Mânca sandwich-uri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.